Președintele Klaus Iohannis a făcut un anunț bombă despre un nou vaccin în România. A anunțat înainte de reuniunea Consiliului European că există o îngrijorare mare în legătură cu noua variantă a coronavirusului, Omicron. Klaus Iohannis a declarat că în cadrul discuțiilor se vor aborda teme legate de ce se poate face în comun. De asemenea, la reuniunea Consiliului European se va discuta despre obținerea unui vaccin nou, dezvoltat special împotriva variantei Omicron. Este între timp foarte clar pentru toată lumea, doar vaccinarea poate să oprească răspândirea acestei pandemii, a declarat Klaus Iohannis la Bruxelles. Șeful statului a precizat că sunt teme complicate, explicând că speră să se ajungă la o concluzie în legătură cu obținerea unui vaccin nou. A mai precizat că va atrage atenția să nu se exagereze cu măsurile de restricție, mai ales dacă este vorba despre traficul de mărfuri. El speră să ajungă la concluzii pozitive cu ceilalți oficiali. Reamintind că varianta Omicron a apărut pentru prima dată în Africa de Sud. Ea creează îngrijorare, fiindcă se răspândește foarte, foarte repede. Cu toate acestea, specialiștii spun că ea nu este la fel de periculoasă precum este, de exemplu, varianta Delta, care a provocat foarte multe decese. Totuși, mai multe țări din Europa au luat restricții drastice pentru a împiedica răspândirea variantei Omicron. Și la noi în țară au fost raportate 11 cazuri de infectare cu această tulpină. Din fericire, în toată lumea până în prezent, au fost raportat doar un deces cauzat de această tulpină.